Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi, așa cum ați observat deja, vom testa o legendă. Vom testa o mașină care se dorește a fi analog într-o lume digitală. Noua Mazda MX-5 sau cum mai este ea cunoscută, Miata. Mașina asta are un status de legendă și motivele sunt extrem de simple. Este o rețetă clasică perfecționată de-a lungul timpului de către inginerii de la Mazda. Prima versiune a acestei mașini a fost lansată în februarie 1989. Suntem așadar de seamă că și eu sunt născut la câteva zile după prezentarea ei oficială care a avut loc la Salonul Auto de la Chicago în februarie, pe 10 februarie 1989, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și de-a lungul a 30 și ceva de ani, rețeta aceasta a fost perfecționată. Primul model, NA-ul, a fost foarte, foarte popular. A fost produs până prin 1997, la sfârșitul 97. Și a fost o mașină atât de bine vândută și atât de populară, o vedeai peste tot pe stradă, încât a forțat și alți producători din industrie să creeze rivali pentru această mașină. Roadstere, așa cum știți, roadsterele sunt decapotabile cu două locuri. De-a lungul timpului s-au vândut peste 1 milion de Mazda Miata și nu putea să-mi lipsească de pe canal un review fix cu această mașină. Iar modelul de test pe care îl avem noi aici este cel mai recent, este un ND2, adică a patra generație cu facelift. Un facelift care a fost dezvoluit undeva în 2019. Dar eu am mai avut contact cu mașina asta undeva la sfârșitul lui 2015, când fusese lansată versiunea ND pentru prima oară. Și am avut o impresie extrem de controversată cu privire la modul în care se conduce. Dar voi vorbi despre asta când trecem la impresiile de condus. Cât despre design, ce pot să spun? Este, cred, cel mai arătos model Miata pe care l-au făcut japonezii de-a lungul timpului. Și versiunea facelift are câteva modificări extrem de subtile în zona farurilor și în zona stopurilor. Un mecanic de tren este foarte, foarte sârguincios cu claxonul în ziua de azi și vrea să ne facă probleme pe filmare. Nu știu cu cine se ceartă sau care e problema lui. Sper să nu-l văd la știri că a dat peste cineva peste șină. Doamne ferește. Bun, deci vorbeam despre designul exterior de la Mazda Miata. Pe facelift avem câteva schimbări foarte, foarte subtile. Va trebui să te uiți extrem de atent ca să le observi. Și e de înțeles pentru că designul mașinii încă din primul moment a fost foarte plăcut. Se înscrie în liniile designului Kodo de la Mazda. Avem niște faruri foarte subțiri și alungite aici în partea din față. Aici avem niște elemente false de ventilare și o grilă în partea de jos care ajută la răcirea motorului. O linie a capotei un pic deasupra grilei, care este încadrată destul de decent și, sigur, putea fi făcută altfel, putea fi făcută aici, dar normele de siguranță au forțat inginerii să creeze acest design. Ce e important de reținut în partea din față este faptul că avem o capotă destul de lungă, iar aceasta are un rol de a adăposti, bineînțeles, motorul de dedesubt, dar motorul de dedesubt, stați puțin să vă și arăt, motorul de dedesubt este poziționat foarte interesant. De ce spun interesant? Pentru că dacă să vă uitați din lateral, o să observați că el începe fix de la axa roților. Și motivul este foarte simplu. S-a dorit o echilibrare foarte bună a mașinii și ca toate modelele Mazda Miata de până acum, și pe acesta avem un raport al greutății pe axe de 50-50. Și o să vă explic foarte, foarte pe scurt de ce asta contează. Așa cum vă ziceam la început, acest model este o rafinare a expertizei și o rețetă foarte, foarte simplă dusă la extrem. Ca să ai o mașină care se conduce foarte bine, ai nevoie de o construcție foarte ușoară, o distribuție egală a maselor pe punți și, preferabil, tracțiune spate. Și mașina asta le are pe toate. Din lateral vei observa cât este de mică Mazda Miata. În total lungimea e de 3,9 metri, între roți ai undeva la 2,3 metri și este o mașină foarte, foarte mică. Puteți să observați cât de mare sunt eu în comparație cu ea, dar să vedeți ce amuzant este când mă urc în ea. Bine, nu o să mă urc acum, dar să știți că e un experiment destul de amuzant. Și cel mai bine mi se pare că arată cu acoperișul jos, bineînțeles, unde se văd tetierele astea frumoase și acoperișul pliat în spate, care este pe această versiune de test roșu, pentru că pe ultima versiune de Miata poți să-ți configurezi acoperișul în mai multe culori. Ajungând în spate, veți observa niște șolduri ceva mai generoase decât de obicei. Majoritatea mașinilor din ziua de azi
nu au șolduri generoase pentru că sunt făcute să fie cât mai aerodinamice. Ei bine, pe Miata contează foarte mult designul, pentru că astăzi vinde mașina în primul rând. Și iarăși în partea din spate avem niște stopuri subtil, subtil de tot redesenate. Nu sunt foarte diferite față de modelul pre-facelift. Avem inscripțiile MX5 și Skyactiv G pentru că avem motor Skyactiv G sub capotă. Și bineînțeles, două țevi de eșapament reale. Și ultimul lucru, portbagajul se deschide de aici, în caz că nu știați, aflați acum. Și avem 130 de litri, nu este uriaș, e normal, e un roadster foarte, foarte mic. De altfel, spațiile de stocare sunt o problemă pe mașina asta și o să vă explic imediat de ce. Mazda Miata este o mașină care nu-ți permite foarte mult lux la interior. Vă spuneam într-un alt clip că luxul poate fi definit și de cantitatea de spațiu pe care o ai în interiorul unei mașini, iar dacă ești de statura mea, nu o să ai foarte mult loc într-o Miata. În momentul de față, scaunul șoferului este reglat în poziția mea de condus, care coincide cu maximul în spate. Mai în spate nu pot să dau scaunul și eu nu pot să-mi întind picioarele la maxim aici la volan. Deci, dacă ai un 84, e la limită mașina asta. Și la cap este la fel. Nu o să ridic acoperișul pentru că vreau să mă vedeți, dar vă spun eu că dacă pliezi acoperișul, dacă îl pui, eu nu mai am spațiu la cap deloc, ating acoperișul. Deci, iar atunci când îl ai dat jos și mergi cu viteză mare, vântul îți bate fix în frunte. Deci e important să știți toate chestiile astea pentru că trebuie să luați o decizie informată dacă vreți să vă cumpărați mașina asta. Spațiul acesta limitat, bineînțeles, este făcut intenționat, pentru că intenționat mașina este păstrată compactă pentru a fi cât mai ușoară și pentru a o face cât mai distractiv de condus. Dar acum depinde de voi dacă puteți să trăiți sau nu cu chestia asta. Așa cum vă spuneam, mașina asta este o mașină analog într-o eră digitală. Știți că toată lumea merge pe touchscreen, pe zone sensibile la atingere și așa mai departe. Aici nu avem așa ceva. Totul este analog. Acest ecran foarte mic, cu o rezoluție foarte mică, nu este sensibil la atingere. Asta înseamnă că va trebui să controlezi toate funcțiile cu acest buton rotitor. Și dacă vrei, de exemplu, bine că ai Android Auto și Apple CarPlay, dar dacă vrei să bagi o destinație în Android Auto sau Apple CarPlay, va trebui să folosești chestia asta să treci prin fiecare literă. Nu recomand. Recomand să vă setați adresa în Waze dinainte pe telefon și apoi să-l conectați la mașină, pentru că Android Auto și Apple CarPlay, conexiunea se face cu fir folosind doar din prizele astea. Apoi, butoanele de la climatizare, iarăși, sunt ca un fel de cifru vechi. Tot analog. Schimbătorul de viteză este foarte mic. Îmi place timoneria, este foarte precisă, distanța între trepte e mică, dar acest schimbător, nu știu dacă știți că era o memă cu un șofer de autobuz care schimba vitezele așa. Ei, cam așa mă simțeam și eu când conduc mașina asta, pentru că două degete îmi sunt de ajuns să schimb viteza. Iar frâna de mână este iar și ea analog, da? Poziționată în partea dreaptă, dar îmi place chestia asta, te face să te simți ca un șofer de drift așa, tragi de ea, pac, pac, în sfârșit. Volanul nu este foarte gros, arată foarte bine, avem pe el niște butoane clasice, asta nu mă deranjează. Instrumentarul de bord este analog, iar în stânga avem un ecran cu foarte puține informații. Acolo ți se arată temperatura, ți se arată trip computerul și rezervorul, nivelul rezervorului. Și în rest, marea mea problemă cu acest interior este făcut foarte bine. Avem scaunele acestea din piele albă care arată și se simt absolut impresionant. Și avem aceeași idee de piele și aici în zona asta. Plasticul de pe bord e un pic tare, dar e făcut special așa ca să reziste de-a lungul timpului. Pe uși în partea de sus avem ornamente de plastic care sunt în aceeași culoare cu caroseria pentru a-i oferi o atmosferă mai interesantă. Dar cea mai mare problemă pe care o am eu cu mașina asta și cu interiorul ei este lipsa spațiului de stocare. Nu ai unde să spui nimic. N-avem torpedo. Aici avem un spațiu unde țin ca pe telefonul. Se presupune că îl conectezi aici și pui telefonul aici. Și dacă vrei să spui și portofelul undeva, nu ai unde. În uși nu avem spații de stocare. Avem aici un spațiu de stocare care e destul de mic și, după părerea mea, aproape inutil, pentru că din poziția asta nu prea poți să-l folosești dacă ești un pic mai lat ca mine așa. E foarte greu. Și aceeași problemă o ai și cu suporturile de pahare, care sunt puse aici. Mulțumesc, Mazda, dar cam așa ar trebui să stau ca să pot să iau un pahar de aici, dacă sunt la volan, da? Sau să fac așa, nu știu. Îți distrage foarte mult atenția de la drum. Deci, asta este o problemă mare. Da, mai avem și aici un spațiu de stocare, dar nu-mi încape portofelul și nu-ți încape mai nimic aici. În rest, vreau să laud faptul că avem un sistem audio Bose pe mașina asta, care se aude foarte bine, iar în tetiere avem difuzoare care sunt folosite nu neapărat ca să asculti muzică prin ele, ci în momentul în care primești un apel și dacă ești decapotat,
bineînțeles, le auzi vocea interlocutorului în tetiere. Și ultimul lucru, bineînțeles, acoperișul. Cum se pliază și cum se pune la loc acoperișul și cât durează? Păi durata depinde de cât de repede te miști tu, pentru că este un acoperiș pliabil manual și practic tot ce trebuie să faci este chestia asta. Așa, și l-ai închis și ca să-l deschizi este fix la fel. Cât despre viteza maximă la care poți să faci chestia asta, depinde doar de tine și de rezistența vântului. Cât de puternic ești să poți să îl ridici fără să-l rupi, bineînțeles. Cam atât, hai să ne punem la drum să vedem și cum se conduce mașina asta. Așa cum vă spuneam, Mazda MX-5 este un model analog într-o lume digitală și asta se vede și în momentul în care o conduci. Nu este un lucru rău. Am observat aici pe canal faptul că sunt câțiva dintre voi care comentați non-stop când testez mașini plug-in hybrid, când testez mașini electrice, care vor fi din ce în ce mai multe, apropo, pentru că eu testez cele mai noi modele, iar producătorii auto lansează din ce în ce mai multe mașini electrice și hibride. Deci să vă așteptați la chestia asta. Văd tot mai mulți oameni care comentează că astea nu sunt mașini adevărate, că ce s-a întâmplat cu mașinile adevărate și așa mai departe. Ei bine, pentru acei oameni, mașina asta este o mașină adevărată. E o mașină adevărată din toate punctele de vedere. Este mai analog de atât, nu se poate în ziua de azi. Pentru că Mazda și-a perfecționat rețeta, așa cum vă spuneam eu, în acest landscape pe care îl avem în industria de azi, cu mașini super tehnologizate și așa mai departe, cu piloți automați, cu sisteme de menținere pe bandă și așa mai departe, Mazda MX-5 și Mazda ca producător în mare își păstrează tradițiile pe care le perfecționează și le perfecționează și le perfecționează. Iar această mașină este faceliftul a celei de-a patra generații de MX-5 și, bineînțeles, după părerea mea, este cea mai bună versiune de Miata de până acum. La ce mă refer când spun că e o mașină analog într-o lume digitală și de ce a făcut Mazda chestia asta? Pentru că Mazda își cunoaște foarte bine clienții. Știe care sunt clienții care își vor cumpăra mașina asta. Își cunoaște foarte bine demograficul și mașina asta va apela doar la o anumită parte din clienți. Iar cei care și-o vor cumpăra o vor iubi până la moarte, pentru că au și de ce. Rețeta este clasică. Motor față, punte, motoare spate, cutie manuală, motor aspirat, tot ce trebuie. Poziția motorului este foarte importantă în această ecuație, pentru că v-am spus deja, el este poziționat în spatele punții față și practic în mașina asta e distribuție perfectă peste punți 50-50. Mai mult decât atât, toată greutatea este între roți, da? Inclusiv cu pasageri, cu motor, cu tot, totul este între roți. Și asta o face extrem de manevrabilă. Mașina se simte foarte neutră pe viraje. Puntea față este foarte jucăușă. Mi-ar fi plăcut un pic mai mult feedback, dar pe versiunea a patra, pe a patra generație de Miata avem servodirecție asistată electric, era cazul să se întâmple chestia asta. Mi-ar fi plăcut un pic mai mult feedback, dar mașina răspunde foarte repede la input și puntea față are surprinzător de multă aderență pentru cât de înguste sunt cauciucurile. Ceea ce nu se poate spune și despre puntea spate, care rupe aderența foarte ușor și cred că cei de la Mazda au ales să folosească niște cauciucuri ceva mai înguste, intenționat pentru a-ți oferi această plăcere de a rupe aderența foarte ușor pe puntea spate. Unde, by the way, poți să spui și un diferențial cu alunecare limitată opțional. Și mașina se conduce analog. Nu am nici asistent la menținerea pe bandă, nu am nici măcar cruise control adaptiv care să păstreze distanța față de mașina din față. Avem o cutie manuală. Da, există în gamă și o Miata cu cutie automată. După părerea mea, nu are rost să ții o astfel de mașină cu o cutie automată, pentru că îți va lua jumătate din distracție, mai mult de jumătate din distracție. Nu ai la fel de mult control asupra ceea ce se întâmplă cu mașina ta. Da, critica mea referitoare la acest schimbător se păstrează. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai lung și un pic mai gros, un pic mai sănătos să ai de ce apuca. Așa v-am explicat cum îmi vine să schimb așa cu două degete. Dar timoneria e precisă, vitezele sunt foarte aproape una de cealaltă, deci nu am ce să comentez pe partea asta. Are un feeling foarte mecanic acest schimbător, care contribuie la feelingul general al mașinii de mașină analog, cum vă ziceam.
Hai să vorbim și despre motor puțin. În gama ai două motoare disponibile. Pe facelift s-au făcut câteva modificări, vă spuneam. În termen de design, modificările sunt foarte subtile, dar cele mai importante s-au făcut sub capotă. Pentru că motoarele noi, de pe facelift, au mai multă putere. Ai un motor de 1.5 cu 132 de cai putere în momentul de față disponibil, adică un cal putere în plus față de ce avea modelul pre-facelift. Iar tot în gamă mai e și un motor de 2 litri care acum are 184 de cai putere și 205 Nm de cuplu, comparativ cu motorul pre-facelift care avea 160 de cai putere. Deci aici diferența e mai observabilă. Noi conducem această versiune de 184 de cai putere. Mașina de test este de nivel Takumi, cu roți pe 17, și sincer, se simte foarte bine motorul ăsta. Țineți cont de faptul că mașina are un pic peste o tonă greutate totală. Este foarte mică, se simte ca o mașină de jucărie. Și cu 184 de cai ai destul de multă putere încât să te distrezi foarte, foarte simplu. Mașina face 100 în 6,5 secunde, e destul de rapidă. Asta dacă reușești să pui puterea jos foarte bine. Pentru că dacă accelerezi tare și de pe loc, puntea spate îți va rupe aderența foarte, foarte repede. Îmi place că sistemul DSC te lasă să te joci puțin cu puntea spate, adică nu stai puterea instantaneu cum ai simțit un pic de alunecare. Te lasă un pic să ieși cu spatele de pe trasa ideală, ceea ce e super ok, îmi place. Și resursele motorului sunt livrate liniar, dar trebuie să menționez faptul că nu ar trebui să încerci să mergi sub tura cu mașina asta pentru că o strici. Adică dacă schimbi undeva la 2000-2500 de ture, așa cum îți indică computerul de bord, for some reason, teoretic ca să mergi cât mai eficient, mașina se va zgudui, va tremura, nu vei avea o experiență plăcută. Dacă vrei să scoți, mă rog, să mergi confortabil cu mașina asta, trebuie să schimbi undeva la 3000-3500 de ture cel puțin și atunci se va simți foarte bine. Iar când accelerezi, se simte ca și cum ți-ar porni cineva o turbină, răspunsul motorului după 4000 de ture. Pentru că abia la 4000 de ture intri în plaja maximă de cuplu, da? Și dacă accelerezi și treci de 4000 de ture, simți așa cum te împinge mașina în față. E un sentiment foarte plăcut. De la 4000 de ture în sus, mașina asta învie. Și poți să o turezi fără probleme până la 7500 de rotații pe minut, unde are linia roșie, pentru că puterea maximă a motorului este dezvoltată la 7000 de ture pe minut. Deci mașina asta, vă spuneam că e analog, pentru că are un motor aspirat sub capotă, pe care trebuie să-l conduci ca un motor aspirat. Motoarele aspirate în ziua de azi sunt pe cale de dispariție. Practic doar Mazda mai are în gama sa, bine, mai are și Dacia, dar nu se pun motoarele alea. Și trebuie să turezi motorul ăsta ca să scoți toate resursele din el. De aia vă recomand cutia manuală, pentru că îți permite un control absolut asupra turelor mașinii și asupra modului în care se comportă ea pe diferite secțiuni de drum. Și în momentul în care ai învățat chestia asta despre mașina asta, pentru că având în vedere că am condus foarte multe modele cu motoare turbo în ultimul timp, mi-a trebuit o perioadă de ajustare să mă reobișnuiesc cu motor aspirat. Când am învățat că trebuie să schimb peste 4000 și că acolo e distracția și pot să mă duc până la 7500 de ture, am început să mă distrez cu mașina asta. Pe viraje se simte super neutru, deci virează ca și cum ar fi un kart pe circuit. Virează foarte bine mașina, supravirează dacă vrei instantaneu, dacă o ții în plaja de cuplu optimă. Și este extrem, extrem de distractivă și foarte controlabilă. De asta vă spuneam, adică când conduci o mașină de asta, înțelegi de ce până la urmă principiile de bază pentru a face o mașină distractivă nu s-au schimbat niciodată și nu se vor schimba niciodată. Sigur, poți să compensezi prin anumite feluri, dar nu va fi același lucru. Mazda păstrează principiile de bază și le polișează până la perfecțiune. Greutate mică, putere destulă, punte spate motrice, asta este ceea ce trebuie, eventual și o cutie manuală. Pentru că greutatea asta mică a mașinii o face extrem de distractivă și de jucăușă. Poți să o arunci în curbe fără niciun fel de problemă și va fi tot timpul acolo sus cu tine. E parcă îți spune, vreau mai mult, mai mult, dă mai mult, poți mai mult, dă mai mult, că eu pot să duc. Este absolut fabulos cum se conduce mașina asta și când conduci una, înțelegi de ce are atâția fani în jurul lumii. Și sigur, vă spuneam, unele mașini mai mari pot să compenseze cu sisteme de suspensie complicate, cu putere mare, cu cauciucuri mai late ca să îmbunătățești aderența,
cu puncte viratoare spate, care te ajută să faci mașina să se simtă mai ușoară. Dar nu e același lucru la sfârșitul zilei. Chiar nu e același lucru. Cum se spune, there's no replacement for displacement, cred că ar trebui o vorbă să spună și there's no replacement for lightweight construction, ceva de genul ăsta. Da, e un deliciu mașina asta. Frâna, iarăși, frânele se simt foarte bine, ambreiajul are feedback, simți bine când cuplează, când decuplează. Deci te simți ca într-o mașină adevărată. Nu degeaba Mazda a vândut peste 1 milion de exemplare de Miata de-a lungul timpului și a creat o manie întreagă. Faptul că mașina asta încă există în ziua de azi, când toată lumea e preocupată să-și cumpere SUV și crossover-e, spune foarte, foarte multe. Și încă mașina se vinde bine. Și unul din motive este că este o doză uriașă de zâmbete per metru pătrat mașina asta, având în vedere și prețul. Prețul în România pleacă de la 25.000 de euro. Versiunea pe care o vedeți aici e undeva cu toate opțiunile, echipare Takumi, acoperiș roșu, roțile pe 17 BBS și așa mai departe. Costă aproape 33.000 de euro. 32.000 de euro, 880, ceva de genul ăsta. Merită, nu merită, spuneți-mi voi în secțiunea de comentarii. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult mașina, dar nu pot să trec peste anumite lucruri. Până la momentul acestui review, chiar mă gândeam să-mi cumpăr una. Dar pentru mine personal, deși înțeleg esența mașinii, este foarte distractivă, este ieftin de întreținut și consumul este foarte mic. Apropo, pe autostradă am avut 7.7 la 130 de km la oră. În afara autostrăzii pe DN am avut un consum de 6.7 și prin oraș în jur de 8, ceea ce mi se pare extraordinar de bine, având în vedere că nu am menajat-o deloc prin urbe. Deci am mers cu ea cum se merge. Deci înțeleg toate motivele care conving oamenii să-și cumpere una, dar pentru mine nu este mașina potrivită. Nu este mașina potrivită pentru că pur și simplu pentru un om de statura mea este prea mică. Mă simt claustrofob în ea. Eu dacă stau drept, aproape că mă uit în vizor. Aproape că mă uit în suportul de sus a parbrizului. Când merg pe autostradă, vântul îmi bate direct în frunte. Și înăuntru nu am loc, nu am spații de stocare, nu am... Eu înțeleg că toate lucrurile astea sunt niște compromisuri cu care lumea poate să trăiască. Și eu aș putea să trăiesc cu ele, dar nu vreau să fac aceste compromisuri. Deci, dacă vrei să-ți iei o Miata și ai în jur de 1.80-1.84 sau mai mult, îți recomand să te duci să conduci una, să o testezi, astfel încât să fii sigur că încapi în ea în primul rând și că nu ai o problemă. Și dacă încapi în ea și te simți confortabil, eu zic că ai putea să ți-o iei. Și ultima mențiune pe care vreau să o fac este despre suspensie. O suspensie care, așa cum v-am mai spus și la alte review-uri cu Mazda, de exemplu la review-ul cu Mazda CX-30, vă las un link aici. Mazda știe să facă suspensii care sunt perfecte pentru toate situațiile, fără să fie adaptive. Suspensia de pe mașina asta nu este adaptivă. Este un setup clasic. Și totuși, deși se simte un pic rigidă, mai ales prin oraș, pe drumuri ceva mai proaste, își face treaba foarte bine în 90% din situații. Și când mergi sportiv și când mergi liniștit, se comportă foarte bine. Absorbe foarte bine imperfecțiunile din drum, nu auzi zgomote venind de la ea, deci este bine antifonată. Și da, scaunele sunt un pic rigide, suspensia pe total e un pic rigidă. Mi-ar fi plăcut să am și reglaj lombar la mașina asta și poziția mea nu este cea mai confortabilă pentru că pur și simplu nu încap aici, nu-mi încap picioarele. Dar, per total, suspensia își face treaba cum trebuie și aș fi fost mai confortabil dacă mașina ar fi fost un pic mai lungă. Deci nu e vina suspensiei că nu stau eu confortabil, este vina dimensiunii mașinii, care v-am explicat deja de ce este atât de mică pentru a fi cât mai distractivă. Acestea fiind spuse, gata, nu mai revin la nimic. Vă mulțumesc pentru atenție, vreau să-mi spuneți voi în comentarii dacă merită banii sau nu, dacă v-ați luat o Miata sau nu, dacă aveți o Miata, ce experiență aveți cu ea. Hai să vorbim despre aceste mașini care sunt deja o legendă vie în industria auto. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!